Antrenorul Alexandru Popovici a apărut astăzi în fața jurnaliștilor mușceleni la obișnuita conferință de presă săptămânală a echipei de fotbal Mușcelul Câmpulung. A făcut-o după semieșecul din runda de sâmbătă 1-1 pe teren propriu cu FCM Târgoviște, asumându-și în totalitate acest rezultat. Dacă la celelalte conferințe eu sau ceilalți colegi jucători care au apărut eram mult mai bucuroși, de data aceasta nu putem, nu avem motive de bucurie pentru că am făcut un joc egal acasă după un cel mai slab joc al nostru, trebuie să o recunoaștem. Și nu trebuie să ne mințim, trebuie să recunoaștem că de data aceasta echipa nu a făcut un joc deosebit, ba chiar dimpotrivă, în unele momente ale jocului am dat dovadă de mare slăbiciune. Totul e ca să știm să negociem acest rezultat și acest joc mai slab și să nu se prelungească acest lucru. Țin să remarc că eu am o mare parte de vină, poate chiar sunt principalul vinovat pentru acest joc. În primul rând, cum am declarat și după meci, eu n-am reușit să încapacitez jucătorii, n-am reușit să-i fac să înțeleagă că o să aibă un joc greu. Echipa adversă venea după două rezultate foarte slabe, dar în acele jocuri le-au lipsit foarte mult, din diferite motive, le-au lipsit foarte mult jucători. Ce deranjează mai mult? Faptul că nu au câștigat această partidă sau faptul că au ratat șansa să fie pe locul întâi în clasament după această etapă? Da, într-adevăr, supărarea a fost mult mai amplă după ce am aflat că prin conjunctura rezultatelor puteam să fim pe primul loc. Un amplu material de la această conferință vă vom prezenta la Mușcel TV joi seara după jurnal.